Măi, Rea Marine, eu vreau să fac treabă cum a făcut mama. Păi așa e aici. Dezbracă-te. Păi da, da, trebuie să fiu fapt frumos din lacrimă. Să fiu precopsit. Vrei să intru așa? Liviule! Of, Doamne! Băi, Liviule, vino că tu ești precopsit, să te vadă lumea la soare. Deci, fie, și noi facem care parte sunt invitațiile gratuite? Care sunt avem numere, deci gratuite? O să iasă mișto. Stai puțin, stai. La Edi, lasă-mă că știu stai ce am de făcut. Am client acolo, fii atent. Așa. Asta, deci, fie acces atent. Gratuit, nu? Stai puțin. Deci ăsta e acces gratuit pentru tine, pentru o persoană. Aha. Și este un plan să vii cu mai mulți prieteni. Da. Tu intri gratis dacă vino cu 10 prieteni. A fost cam greu să împărțim flyere și să punem afișe pentru că în vamă oamenii sunt free spirit și e altă lume, e o lume în altă lume. Aveți turiști, aveți de toate. Avem. Nu împărțiți și voi niște de-astea? Aici? Vă pe mine cu raba, mă rog. Te plimb! Te plimb dacă, da, te plimb dacă îmi împarți și mie 20 de flyere toată ziua, da? Jean. Bam! Haide! Hai, stai bine! La vama veche! Totul este posibil! Gata, deci mergem cu caravana direct la circolom. Băi, dați liber azi! Plus că ne-am întâlnit, am vorbit cu toți oamenii pe stradă, care râdeau de noi că eram super haioși cu roaba și cu Liza plină de lemne prin mijlocul vamei într-un soare arzător. Și mă întrebau, de ce faceți cu lemnele? Păi din seara o să fie frig, s-a anunțat. Așa că drumul ăsta dintre povestea ceaunului și casa Luca a durat, cred că, 2 ore. Sony mi-a dat 1500 de pliante de alea. Mi-a dat 1500 de flyere, ești nebun la cap. Zice că să strângem vreo oră să ducem sus acolo. Da. Păi, dar normal, nu? După ce am făcut mormanele acelea micuțe cu grebla, am luat-o un coș. Să nu bagi nisip. Hai, sus amândoi, sus amândoi. Sus. Și trebuia să ducem gunoiul undeva aproape așa, pe un deal, pe sus, așa, pe sus, pe un deal, pe ușa aia, că mă dureau picioarele. Greu al dracu. Greu genic, așa. Cea mai mare plăcere am avut să car coșul ăla, după atâta muncă trudă, să car și coșul ăla, să urci pe scările alea. E mult. Prea mult. Wow! Asta aveți nevoie de ea? Pot să iau și una? Pot să iau și una? Ia una. Mulțumesc! Hai, bagă-te aici pe 5 de rochie să nu-ți arde, vrei? Nu, că am ars-o și nu-i problemă. Hai, pune... Wow! Hai, pune și ceapă așa într-un colț. Ia o mână de ceapă, spune așa. Wow! Nu așa aruncat ceapă, așa. Deci am descoperit acum că îmi place să fac mâncare. Întorc tot ceea ce este rău, toate relele să se întoarcă. O să iei așa. Aici l-am curățat. Am curățat pește de la A la Z, l-am spălat cu peria, l-am grizonat, l-am fezandat, l-am șmecherit. Și cam asta a fost ce am avut noi de făcut. În spatele meu era Marga, care timp de 20 de minute, cred, cât am spălat eu peștera, ea a cântat o melodie. Toate relele, toate relele, toate relele, toate relele să se întoarcă asupra celor care mi le-au trimis. Mie și... Uite rochii aici. Toate... Hai, opărlești! Să se întoarcă toate relele. Și spunea că cine vorbește urât și gândește urât de mine să-i se întoarcă înapoi și că mai mult blestema decât ajuta. Usturoi, usturoi, usturoi în ochii lor, usturoi în ochii lor, usturoi în ochii lor, usturoi în ochii dușmanilor. I-am spus la un moment dat, i-am zis, fata mea, nu mai zice în spatele meu că dai pe mine. Usturoi în ochii lor, usturoi în ochii lor. Cine gândește rău de mine să-i se întoarcă, să-i sară, să-i facă ochii, să-i se ducă pe el, să se ducă pe puțin, i-am zis, fata mea, tu cu cine ții? Usturoi, dar știi că Dumnezeu a zis... Marga, Marga! Dumnezeu știi ce a zis? A zis exact inversul la ce spui tu. Că tu zici toate relele se întoarcă asupra lor. Dumnezeu a zis din contră. Dacă oamenii se gândesc cu urât la mine,
eu trebuie să ies și să le acord împăcare, așa, auzi? Să fie, să-i curăț. Spune și mie, te rog, ce simbolizează Indian. Cu ăul ăsta de aici? Indian. Hai, mai, hai care comezi la mese, nu ai făcut o greață, ceapă. Usturoi în ochilor, usturoi în ochilor, ava, nagila, ava, nagila, usturoi în ochilor, tolorei, ava, nagila. Ce vreau, îți dă cu virgul, este? Și nouă. Hava, nagila, hava, nagila, hava, nagila, usturoi în ochii celor rei! Misiune îndeplinită! Mordenelu! Mă bucur, vă mulțumesc frumos de ajutor! Mulțumim și noi! Acum e momentul să vă și răsplătesc, da. Să vă dau mesele cu scaunele. Doamne ajută, și avem și... Haideți cu mine! Gata! Că treaba nu se cheie, că aici aveți de atunci la etajul 1. Da, nu-i nimic! Nu-i problemă! Abia ne-am încălzit! După ce am cărat 1.500.000 de lemne și eram fleașcă, tricou ud și aveam o față de muncitor. Hai, hai, hai să o luăm ușor așa. Hai, hai că până la prânz terminăm. Ups. Și ne-am pus la, ne-am pus pe cărat. Am luat prima oară scaunele, după aceea mesele. După ce au cărat mai mult decât le poate spatele, în fugă mare, băieții ajung la Casa de Cultură, căci au nevoie de niște costumații aparte pentru spectacol. Dar destinul iar îi lovește, precum Neamărin, căci și aici efortul e contra cronometru. Vă ajutăm, facem vedem, orice vedem pentru, pentru costumele noastre. Aici, uitați ce e în sală aici. Wow, e o sală foarte drăguță. Deci o să fie plină sala, nu de copii? În jumătate de oră. Perfect. Jumătate de oră și perfect. Noi ce trebuie să facem? S-a aranjat toate scaunele astea. Nu e nicio problemă. Deci le punem așa pe rânduri? Pe rânduri, pe rânduri, frumos. Hai să ne apucăm de treabă. Și după aia avem toate costumele până când... Mai vedem că mai avem două misiuni, nu știu. Haideți să vedem. Ok, hai, hai să nu pierdem. Important e ca după ce se termină spectacolul aici să trimiteți copii... Dar vă copiii... descurcați singuri, n-aveți nevoie de ajutoare. Nu, da. Imediat. Trebuie să știm cam câte rânduri facem și toate, alte chestii. Toate. Erau vreo 300 de scaune, am mers la foc continuu contra cronometru, chiar ne-am mișcat super, super repede. Am transpirat mai rău decât transpirasem în soare afară. Am să facă și baloane. Perfect. Puteți să umplați baloane timp ce așezați scaunul? Da, și putem de să și jonglăm cu niște chestii, dacă aveți. Da? Și dacă aveți un monociclu, mergem și pe monociclu. Nu mai plecați astăzi. Și mai avem și ceva magie, da? Aia este mai... Adică apărem și dispărem când ți-e lumea mai drag. Nu face noi magie să se așeze astea singure? Bă, dar sunt multe, mă. Opa. Ce scrie pe acel capac? Surâsul soarelui. Wow! Surâsul soarelui. Acest ou să fie surâsul soarelui aici acum. Wow! M-au învățat domnii de la Kirhana să gătesc cu iubire. Și pentru Liviu și pentru Andrei, dragii noștri colegi, minunații noștri colegi. Wow! Ăla cred că a fost pentru Liviu. Ăsta este pentru Liviu și ăsta este pentru Andrei. Da, wow! Nu te duc aero. Wow! Și al meu, al meu, al meu să strălucească, să strălucească în lumina soarelui și a Domnului meu Iisus Hristos. Curge zeama, vezi? Am citit în cartea mea Credințele geto-dacice. Undeva în tradițiile și obiceiurile românești se spunea că întorcând mâncarea într-o parte și în alta, spunând câteva cuvinte frumoase, mâncarea va fi mai gustoasă. Gata, frate, așa? Bă, sunt multe. Hai că venim, punem un poste aici. Deci chiar ne-a pus la treabă? De parcă n-am fi făcut până acum treabă, știi? Da, da, da. Ne-am luat de noi. Doamna era hotărâtă. Cred că a vrut să ne și pedepsească așa puțin că am întârziat. După ce am împrăștiat toate scaunele alea, le-am pus în rând. Căsați că n-ați terminat. Hai să trecem la baloane, că deja e târziu. Nu avem niciun balon în sală aici. Le umflăm noi după ce terminăm cu scaunele, bine? Păi gata, ați terminat cu scaunele. Hai să trecem la baloane. Da, la baloane? Că sunt multe, vreau să vă ce plămâne aveți. Mamă, amețim cu tot acum. Ia stai să vedem. Le pun aici. Le-ai dat pe alea roz ale lui, minunează de astea de băieți. Da, mai de băieți, mai așa, mai calde, verzi. Păi și ce, ce au fost? Au niște găuri. Invers, pe partea cealaltă. Cât? Ajunge? Ajunge. Cu chestia asta ce face? Eu am un număr cu balonul, să-l încerc și aici. Astea unde le agățăm?
Hai să le strângem aici, așa, să le facem frumos. Băi, de n-am suflat în baloanele alea, de mă luase amețeala. Da, da. Ai mai mâncat și cu usturoi dacă se face un balon ăsta. E bombă. E gata masa. Am stat la un moment dat și a venit Marga la mine cu o farfiruță, cu mâncare, cu un ou pus pe un lemn, cu ceapă, cu un usturoi carbonizat și cu... Și și mi-a zis niște vorbe. Băi, să râzi, dar la un moment dat am stat în sat, că n-ai ce. N-ai cum, om normal să fii la cap dacă stai 4 zile. O, e razna și tu. Mulțumesc, dragă Marga, pentru masa egata. Andreea, e masa gata. Să păpăm, să fie fericire. Să păpăm, fericire. Nu cred, băi, și tu, Brutus! El a fost un moment, dați-vă seama, pentru mine a fost un moment foarte greu. Am crezut că l-am pierdut, am crezut că l-am pierdut și că nu să-l mai întoarcem niciodată. Fericire! Nu, tu nu, n-ai cum, gata! Stai la masă, gata! Fericire! Mulțumesc! Doamne, ține-mă, Doamne, în pază, Doamne, nu-mi lua, Doamne, minți! Băi, de cum am luat amețeana. Nu e neapărat că am umflat baloane, cât a trebuit să umflăm foarte multe baloane într-un timp foarte scurt, că ne grăbeam. Aia a fost mai greu. După baloane, ci că stai că mai am lucruri pentru voi. Uite, trebuie să dați și cu aspiratorul, trebuie să faceți și lucru manual. Du-te tu cu aspiratorul și eu, uite, mă duc, am o treabă în spate și revenim peste cât timp venim. Hai, duceți-vă, duceți-vă. Auzi, Marian, dacă reveniți, băi, aduceți niște costume și de clown, niște nasuri, niște coifuri, mai... Da? Mai muncim și noi, iar azi la pauză cam mult. Duceți-vă că dau eu cu aspiratorul. Nu, n-am încredere. Duceți-vă viața. N-am încredere. Eu am încredere, că e mâna mea dreaptă, nu am încredere în el. Hai, ce lucru manual? Hai să mergem. Hai să te duc la lucru manual. La lucru manual erau niște forme de hârtie decupate. Noi avem aripile astea, pe care fiecare își lasă câte un mesaj când vine la noi și o colorează cum... După imaginația fiecare. Da, astea zici că sunt niște pene de indien. Păi sunt pene din aripi, uite. De indien, da, alea, așa, știi? A? Și acum trebuie să-ți colorezi și tu pana ta și să ne lași un mesaj. Ce pana mea? Pana da. Ta. Exact. Așa. Și mesaj? Și mesaj. Oh. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Așa, stai puțin să vedem. Uite și dăm așa. Da. I want to break free. I want to break free for the first time. Na na li la li love. Un verde strică. Yes. Ia o decizie. Timpul trece, ia o decizie. Verde, mă. Și fii atent, dau cu verde peste galben și are și o culoare mai interesantă. Îl și pe R2-D2 din Star Wars? Ia uite-l! Pip-pup-pup! Uite, pentru ce ai muncit aici, trebuie să ai familie. Și ce să fac cu colțul ăștia? Simone, măre, noi pentru asta am făcut toată treaba asta aici. Când venea să duc unul ăla, să-l pun înapoi pe plajă. Asta face 200 de euro, da? Vorbesc serios? Vorbesc serios. Un ghimotoc, un cuguloi de plasă. Dar ce faci cu ea? Face hamacul. Asta? Face hamacul. O pune, fii atent aici, între rulota ta, rulota lui Vârci. Da, de ce am? Rulota... Păi da, între alea, punem ca să vină ăștia, uite, cormorani. Zic cormoranii, să nu mai vine ciugule. La mine? Da. Păi la pe cine ciugule primul? Prima dată. Păi carnea dulce. Când să ne luăm la revedere de la oameni? Cine crede scapat? Mi-l lași aici, mulțumesc. Păi, fatu, tu vrei să te car cu bușteanul ăsta? Ce faci cu el? Creativitate. Eu am devenit o colecționară de lucruri simple,
pentru că mie astea mi-aduc fericirea în momentul de față. Mi-am găsit și eu un copăcel și trei scânduri pe care aș vrea să le folosesc în atelierul meu sau, de ce nu, peste tot oriunde merg. În loc de farfurie aș vrea să-mi folosesc acea scândură și să mi-o ornamentez cu mâncarea pe care eu o voi pregăti. La revedere, sănătate, bravo, mulțumim! Frumos. Luați plasa aia! Salut, tati, mersi frumos! Luați plasa aia, mulțumim! Ce băi, luați plasa, mă! Hai, mă, luați plasa, băi! Băi. Luați plasa! Măcar atâta, că... Hai să-ți... Știa, măcar atâta, ai dat muncit, numai noi am muncit! Ce ați făcut? Au luat doi pești! Hai, luați aia! Băi, știi care e treaba între noi doi? Eu ar trebui să termine dragostea asta, că eu de când sunt prietenul tot, tu mai în continuu la muncă. Păi cine să care? Ne-am mărit în vârstă, nu poți să-l pui să care. Jean e cu cântatul, nu poți să-l lași, că face mătreață, face urât. Marga era cu cocianii ei în brațe, că ea și-a luat niște lemne, ea a cărat ceva interesant, un mare ăla de brad. Margo, iei tu și asta. Ce să iau? Plasa. Pui peste lemnele. Dacă alea, iau eu tot, tu ca bărbat, ce mai iei? Da, da, iubirea? Iubirea și energia ta bună care trebuie să ajut. Și iau eu unde? Asta, nu? Și unde e energia feminină și masculină? Ascultă-mă un pic. Te rog. Tu trebuie să împrăștii bunătate. Eu am împrăștiat până acum numai bunătate. Și unde? Cum unde e? N-o vezi tu? Caut-o în tine. Nu căuta la mine, că nu am de unde să-ți dau. Caut-o în tine. Am pentru toată lumea, dar cine are ochi să vadă, cine are ochi să audă, cine are ochi să simtă, vede. Cine nu, cu Dumnezeu înainte. Noi suntem... Aia e prost, că tot nu mai auzi cu ochii aia. Dacă auzei cu ochii aia, cât ai și tu. Și nu mai simți cu ochii. Cine are ochi să audă, cine are ochi să simtă. Adică eram singuri, singuri întregi, de acolo noi eram. Nu, că la cap. Nu eram singuri întregi la cap. Putea să aducem plasa la mașină. Să aducem plasa în bună stare. Hai să luăm că am mâncat. Uh-huh. E, să te ajute energia. Cum mi-a ajutat Dumnezeu. Ai liniștit, mersi. Păi, nene, hai să ne certăm cu hotărogul ăsta, că eu m-am spart spatele. Trebuie acum, era mai bine să alergăm. Bun, mă ajutai și pe mine cu copacul acela. Imaginați-vă, oameni buni, să o vezi pe Margherita cu placajele alea în geantă și cu bușteanul ăla la sub braț. Ce faci cu ele, mă, femeie, mă? Ce fac cu ele? Îl iau acasă, dor cu ele, îl pun în pat. Poți să-mi formez un pat așa, din copaci. Eu m-am șocat, domnule, deci nu găseam cuvintele. Și am zis, cum să iei astea? Păi le pun în microbuz, le iau la mine în rulotă și când vine să mă ia, eu mi le duc la mine acasă. Bine, hai ele. Doamne, băi, oameni. Era una la mine la Valea Ciorii, spun eu. Aduna de-astea, nu? Aveam una, Maria, de cântat la cutia de Nes. Dacă face păpușe și începe să o înțepe, eu am fugit la nasul. Și am crezut că este o glumă. Dar nici vorbă de glumă. Le-a urcat în mașină. Hai odată, nebunul, hai odată! Gata! Hai odată! Mulțumesc! Cum ar fi să ajungă Margherita acasă cu buturuga asta, să vadă Viorica și Ionita ce aduce ea după unde merge? Am plecat în sfârșit spre circ să ne pregătim de spectacol. Marian Drăgulescu, România. Ce zici, mă, ce artist, mă? Trece cu totul aripile aici. Astea sunt penele acestei aripi? Deci, practic, îți luai pana ta, ți-o decupai, o pictai și o colorai cum vrei tu, puneai un mesaj și o înfigeai cu un bold în structura întregii aripi. Da, ai văzut că noi așa ne-am conformat așa, tot ce ne-ai cerut. Mai vreți ceva de la mine, nu-mi spune. Da, un mic lucru. Uite, vrem să ne ajuți pe noi să aducem așa cât mai mulți copii la circ. Astăzi seara la ora 7. Ok. Și să le dai, uite, pe fiecare plian de ăsta, au și reducere de 5 lei. Ok. Hai, Edi, hai că ne așteaptă Neamărin. Trebuia să mai fac. Că la trei a zis să fim acolo. Copii aici, cum stai aici agiuat așa, să creadă că... Hai că au venit copiii. Nu o să înțeleagă ce se întâmplă. Am înțeles. Stai că am făcut și o căsuță. Vreau să fac o steluță. Ia să vedem. Păi mesajul meu este big up. Da, big up. Fii sus. Adică viitorul este înspre sus întotdeauna. Gata. Foarte frumos. Asta e. Foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumesc de ajutor. Am ieșit din sală exact când a intrat primul copil. La fix a fost. Așa la mustață ne-am îndeplinit datoria. Ne vedem de seară, da? Mulțumesc frumos. Pur la treabă. Și noi la fel. Mulțumim pentru costume. La revedere. Așa că a trebuit să ne ducem să ne pregătim pentru că începea cel de-al doilea spectacol.
Hai. Eram sigur acum, zic, când s-o duce ea la portbagaj și o să vadă că nu mai are alea, o să înceapă scandalul. Hai. Nu mai am nici buturuga, nu mai am nici lemnele, nu mai am nimic. Nu știu ce a făcut neamărin cu ele, dar îmi pare rău, pentru că le-am luat cu atâta emoție și cu atâta dorință și m-am bucurat exact ca un copil căruia îi dai o jucărie, după care eu înapoi. Da, nu știu, n-am înțeles acest gest al lui Neamărin, dar încerc să privesc partea pozitivă și cred că Neamărin a făcut acest lucru, probabil pentru că nu era benefic pentru mine. Bună ziua, oameni frumoși, dragi, minunați și scumpi! Să aveți o zi plină de iubire! Vai! Vreau să iau și eu două, trei chestii de aici. Pot să iau și eu? Eu i-am spus, mai în glumă, mai serios. Margherita, eu nu știu dacă mai trăiesc. Dar cred că tu, pe la 60 de ani, tu așa o să fii. Mergând pe stradă, vorbim singură, vorbim cu stâlpii, vorbim cu bordurile. Ai luat o rază, da, fată? Pom, 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 pom. Vezi? De unde dau, de acolo primesc. Eu cu dreapta dau și cu stânga... Ia! Mulțumesc! Ha! Băi, haideți că la 7 începe! Domnilor și domnilor, în această seară, băiatul meu și cu fratele lui va prezenta cel mai mare spectacol din viața lui! Băi! E 7 fără 10, la 7 și un sfert începe show.